Consilier. Primarul comunei Cămași ne-a invitat la ședința ordinară a Consiliului Local, care are loc astăzi, 31 octombrie 2022. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre numărul 59 privind aprobarea completării hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 2022. 2. Proiect de hotărâre numărul 60 privind transformarea a două posturi contractuale de execuție în funcția publică de execuție. 3. Proiect de hotărâre numărul 61 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 31-8-22 prin redenumirea terenului din drum Sărtes 999-86 în drum Vicea 999-86. Vicinal. Vicinal. 4. Proiect de hotărâre numărul 64 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectiv de investiție al UAT Cămași la 31-5-2022. 5. Proiect de hotărâre numărul 65 privind decontarea contravalorilor transportul cadrelor didactice. 6. Proiect de hotărâre numărul 66 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunii Tămaș în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chetriș, Comuna Tămaș, Ghețul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. 7. Proiect de hotărâre numărul 67 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia ortodoxă Cotem cu hramul Sfânta Treime din Comuna Tămaș, Ghețul Bacău. 8. Proiect de hotărâre numărul 68 privind folosirea microbusului cu numărul de matriculare 480VVZ pentru transportul beneficiarului proiectului. 6. Egale pentru viața în comunitate. 9. Proiect de hotărâre numărul 69 privind aprobarea cheltuielilor necesare funcționării ansamblului folcloric Cămășana, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Cămași cu Ghețul Bacău. 10. Proiect de hotărâre numărul 70 privind aprobarea contractului de finanțare numărul 7561 din 11-3-2022 cod SMS 1222-261 pentru obiectivul de investiție, construirea unui pavilion pentru activități școlare în aer liber și înființarea și dotarea laboratoarelor școlii gimnaziale numărul 1 Tămaș, Comuna Tămaș, Ghețul Bacău. Din stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Cămaș pentru ședința la AGA SECECRA-ESA. Proiect de hotărâre numărul 72 privind înființarea serviciului public de alimentare și distribuire gaze naturale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sirien Gaz, comunele Cămaș, Buhoci și Josef, Ghețul Bacău și aprobarea documentației pentru delegarea serviciului. Îi dăm cuvântul domnul secretar și domnul suplimentar. Da. E bine, domnul Toma? Dacă îmi permiteți, înainte de a începe ședința. În primul rând, avem un domn viceprimar care este demnitar al statului și reglementările spun că primarul, viceprimarul trebuie să aibă în spate steagul și semnele patriei. Deci a juca ca domnul viceprimar să fie alături la prezidiu. Asta e legislația. Nu, nu, locul facem noi. Nu, 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 nu v-am întrebat dumneavoastră nimic. Vă rog frumos. Uitați că și jandați tot timpul. Eu m-am adresat domnului secretar. Dumneavoastră sunteți președinte de ședință și aș vrea să... Dar la următoarea ședință. Faceți timpul scoială, v-am spus așa. Da, am primit avizele, avizele Comisului Consiliului Local, le-am citit. Urmează să dăm citire procesului verbal de ședință, ședința anterioară, în conformitate cu prevederile codului înspate, a fost înregistrat puterea din baza convocatorului cu numărul 1461-10, prin convocare ședinței extraordinare a Consiliului Local la UAT Tămaș, Ghețul Bacău, de data de
17 octombrie 2022, a fost convocată ședința extraordinară. Din verificarea conținutului de prezență rezultă că la ședință astăzi, în 15 consilieri care compun Consiliul Local al Comunei, sunt prezenți 8 consilieri locali, absenți fiind domnul Videnie, Poiană, doamna Nester și doamna Moise. Astfel că ședința este legat constituită și pot începe lucrările. La ședință participă numai două consilieri locali, primarul, secretar și consilierul primar. Secretarul general dă citire procesului verbal al ședinței anterioare și propune președintele de ședință să o supună la vot. Președintele supune la vot și este votat cu următorul rezultat. Votul pentru 8, împotrivă 0, abține 0. Și nu sunt înscrieri la cuvânt. Președintele ședință dă citire ordinii de zi la ședința anterioară referitoare la 1. Proiect hotărâre numărul 62 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie 2023. 32. Hotărâre numărul 63 privind alegerea viceprimarului Comunei Tamaș. Punctul 3. Nuveți. Se supune la votul de zi, votul 8, 0 împotrivă, 8 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Secretarul general precizează că avizele consultative a Comisiei Specialitate au fost prezentate cu următoarele considerente. Comisia a 2-a, avizie favorabile pentru proiect de hotărâre la punctele 1 și 2, proiect de hotărâre 63 privind alegerea președintelui de ședință. Trecem la proiectul 1. Proiectul hotărâre numărul 62 privind alegerea președintelui de ședință. Președintele ședință trebuie să se înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt doamna Lupu Alexandra și propune pe domnul Mișca Edmond. Președintele ședință spune la vot următorul rezultat. Votul pentru 8, împotrivă 0, abține 0. Deci domnul Mișca, președintele ședință, următoarele 3 luni. Proiectul hotărâre numărul 63 privind alegerea viceprimarului Comunei Tamaș. Președintele ședință întreabă cine face propune. Domnul Bucur propune pe domnul Ceasar Constantin. Primarul propune pe domnul Popa Lucea. Președintele ședință întreabă cine face propune pentru Comisia de numărare și validare a voturilor. Doamna Neagă propune pe domnul Udrea, doamna Lupu propune pe domnul Toma, domnul Ceasar propune pe domnul Bucur. Se supune la vot componența Comisiei, voturi pentru 8, 0 împotrivă, 0 abține. Se trece la votarea secretă a viceprimarului, după ce secretarul face precizări privind bifarea buletinului de vot. După exercitarea votului, Comisia mai submită desface numărul și numărul voturilor cu următorul rezultat. Pentru domnul Ceasar Constantin, votul 8, 0 împotrivă, 0 abține. Pentru domnul Popa Lucea, votul 0-0-0, la toate capitolele. Punctul diverse. Președintele ședinței întreabă cine se scrie la cuvânt. La acest capitol s-a scris secretarul comunei care a făcut precizări referitoare la obligația Consiliului Local de a organiza alegeri pentru desemnarea minim 2 membri în comisie de fond funciare dintre proprietarii de terenuri deposedați de fostul regim sau urmașii acestora. În încheierea ședinței, președintele ședinței mulțumește pentru modul în care a depus lucrurile. Am încheiat. În continuare, dacă conform legii, sunt obligat, n-am făcut-o până acum, dar mai aprofundez codul administrativ și mai descoper câte obligații pe care o am. Sunt obligat ca la fiecare ședință să, înainte de a trece la dezbatere, să vă întreb dacă, conform articolul 227-228 din codul administrativ și al legii 161-2003 privind regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, sunt obligat să vă întreb că dacă referitor la proiectele de hotărârii din Consiliul Local prezentate astăzi sunt persoane care se află în incompatibilitate. Dacă sunt, să ridice mâna și, conform legii, sunt obligate să abțină. Dacă nu sunt, trecem mai departe. Da. Atunci, suprim la vot ordinea procesul verbal. Filipe. Abține. Două abține. Cine? Da, mai sunt la sapă. Da, mă cere sigur, nu mă cere sigur. Acum punem ordinea de zi. Cine pentru ordinea de zi? Toți. Să ținem. Atunci dăm cuvântul domnului primar. Primul proiect. Proiect de hotărâre numărul 59 privind aprobarea completării HLD numărul 39 din 2022. Propun. Articolul 1. Se aprobă completarea articolului 3 HLD numărul 39 din 2022 cu următorul text. Poate Tamaș va contribui cu un procent de 35% diferența între costul mediu lunar stabilit prin HLD și nivelul prevăzut de standarde de cost.
stabilit prin ARCI, precum și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap instituționalizate în centrele rezidențiale din subordinat de GSPC-ul. Articolul 2, prezentă hotărâre, va fi comunicată primarului comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil de asistență socială din cadrul primăriei, Consiliul Județean Bacău, instituția prefectului și va fi adus cu cunoștință publică. Aici avem număr de 8 persoane, dacă vreți să le zic și numele de și unde sunt de pe serviciul fizic. Da. Avem 7 umminoși și 7 majori. Este Brahadir Tinca, Mutană Jumăț, Brahadir Lăcămioara, Timar Cristinel, Bracău Dănița, Bârsan Cristi și Bârsan Florin. Sunt la Condorul, la Tăpoca, Gărmănești, Ungurești și Petricica. Și avem un combinor, Varga Ștefan. Astea sunt persoanele care sunt în cuvânt. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Toma. Altcineva? Poftiți, domnul. Aș vrea doar, ținând cont că nu avem aici pe doamna sau doamnele, că avem două, nu știm care au atribuții pe speța asta. Văd aici, n-am avut timp să citesc și nu văd în hotărârea asta, nu știu cât am aprobat data trecută, cât era procentul. Văd aici că s-a mărit, spuneți. Am cerut s-a mărit la 35%. Ideea e, văd că peste tot vin tot felul de proiecte și tot felul de finanțări. Trebuie să înțelegem că astea apăsa peste bugetul local. În final vom ajunge că nu vom putea plăti angajații. Deci nu știm cât înseamnă 35%. Pentru că mereu sunt întrebat că domnule vorbim pe cifre, vorbim pe sintagme, vorbim pe termeni. Deci care este suma asta? 35%. Perfect. Dar cât înseamnă în lei? Cât? Miliarde, câte miliarde? Da. Da. La suma care era cu documentul, s-a Deci, dacă permite să răspund, deși nu este mare plăcere. Eu sunt documentar, am citit poate din chestia asta. Deci, aceste sume sunt infine. Dacă citeți bine, asta până de ce am revenit cu treaba asta, s-au mai votat pe vremea că nu eram aici. Dar în hotărârea din Consiliul Local la vremea respectivă nu s-a trecut această sumă, 35%, procent, 35%. În rest este ok, vechea, dar nu s-a trecut acest procentaj. Dar dacă citiți bine, această sumă, 35%, se referă la diferența dintre două sume. O sumă este reprezentată de hotărârea de guvern prin care se stabilesc niște norme pentru întreținerea acestor persoane, niște norme și niște valori, așa, iar timpul acela Consiliul Județean se stabilesc mai apropiate de realitate. Adică se constată că, de fapt, acei bani care îi alocă guvernul nu ajung și mai trebuie încă o chestie. Dată hotărârea din Consiliul Județean, cu o ușoară creștere. Noi, practic, plătim 35% dintre această diferență. Diferența dată de guvern și diferența dată de Consiliul Județean. De exemplu, dacă e 10% diferența între cele două hotărâri de Consiliul Județean și de guvern, noi plătim 35%, adică 3.050. Adică sumele sunt infime. Dacă chemăm pe doamna, i-am văzut, a fost la contabilitate, am înțeleg, sunt nesemnificative. Nu este o sumă mare. Nu, sunt nesemnificative. Nu prevede negativă. Este vorba de câțiva lei din persoană pe lume. De 7, 8 lei, 15 lei, 13 lei, nu sunt situații. Deci se sume foarte mici. Dar prevede legea să potrivi cu ceva. Și Consiliul Județean și Guvernul și Consiliul Local. Pentru și primul acolo. Cine pentru? Mergem la al doilea proiect, 60. De hotărâre numărul 60, privind transformarea două costuri contractuale de execuție în funcție publică de execuție. Articolul 1. Se aprobă transformarea costului contractual de execuție, inspector de specialitate, clasa 1, grad profesional 2, în funcție publică de execuție, consilier, clasa 1, grad profesional, asistent, din cadrul compartimentului financiar, contractul impozite și taxe, eliberarea autorizației, transport și resurse umane și transformarea funcției publice de execuție vacată în consilier achiziții publice clasa 1, gradul profesional principal în consilier achiziții publice gradul 1, gradul profesional asistent de compartiment achiziții publice. Și 2,
Prezentă hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Tamaș, compartimentul de financiar contabil, taxe și impozite, instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă cunoștință publică conform legii. Îți scrie la cuvânt? Nu aș întreba dacă au existat până acum, acolo pe sau acum s-a intențat. Da, au fost două posturi, da. Este una la Cioclana, Andreea, care a plecat, postul secretar, care a fost pe achiziții, iar al doilea post este la taxe și impozite al lui doamna Luminița, care a plecat așa. Deci nu mai sunt. S-a organizat un concurs. Postul merge și un concurs, da, fel de impozite. Altcineva? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține? Da. Dăm cuvântul domnului primar cu proiectul numărul 61. Proiectul de hotărâre numărul 61 privind modificarea HCL-ului numărul 45 din 31-8-2022 prin denumirea termenul de drum sătesc 99-96 în drum vicinal 99-96. 1. Articolul 1. Se modifică prin redenumirea termenului din drum sătesc în drum vicinal. Articolul 2. Hotărârea de Consiliul Local numărul 45 din 31-8-2022 va avea următorul conținut. Se include în domeniul public al Comunei Tamaș următorul drum vicinal 99-86 situat în sat Petriș, Comuna Tamaș, județul Bacău, lungime 730 metri pătrat, lățime medie 4,30 metri. Articolul 2. Se prezintă hotărâre, va fi comunicată primarului, instituției prefectului, județul Bacău, compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane, compartimentul achiziții publice, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la cunoștință conform legii. Aici e vorba de drumul de la Lângă Frăscul, care duce la persoane cu dezabilități. Noi am dat un HCL în care l-am numit drum sătesc. Între timp s-a constatat că nu e ok și va trebui să-l modificăm în drum vicinal. Îmi scrie la cuvânt? Atunci, prima vot. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre numărul 64. Proiectul de hotărâre numărul 64 privind aprobarea de rectificări bugetului local și a listelor desemnului din obiectelor de investiție al Arte Tamar din 31-10-2022. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiție ale cuateului Tamar la 31-10-2022, conform documentului după cum urmează. Și aici aveți atașat, lista cu transformări. S-au primit niște bani de la... Ne-au venit niște bani pentru căldură. Ne-au venit niște bani pentru căldură, supliment de ajutor în cărție de 200 de mii lei. Am primit niște bani de la Pădeții. Scrie la cuvânt? Domnul Tomar. Dacă nu-i altcineva? Poftim. Aș întreba... Văd aici că s-au transferat 2 miliarde și văd că s-a menționat inclusiv la ajutoare sociale și ajutoare sociale în numerat. Ar putea cineva să ne informeze, spre exemplu, în ultimul an, în ultimele 12 luni, câte dispoziții s-au dat pentru a întocmi dosare de ajutor social în Comuna Tamaș? Nu am. În medie. Fost peste.
fără trei, peste 300. Nu așa știu. S-ați să fie privat de la asistență socială, să ne ziceți. Școala gimnazială Chitrin și instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Scrie la cuvânt. Am fost întrebată. Bună, de ce nu s-a adus de corbeală și pentru lunile iunie și august? Pentru că sumele sunt mai mici. Cadrul nu au abonament de lunile respective. Nu, sunt... Domnul Toma, vă rog frumos și insist să nu mă întrebuteți. Eu nu v-am întrebat niciodată. Nu v-am întrebat, v-am ajutat. Nu, nu m-ați ajutat cu nimic. Maxim nu m-ați întrebat. Au fost cadre didactice care au venit în activitate și în perioada de vară și erau sumele mici, puteau să ajut să prind și noi la zi, ca să nu mai aștepte colegii luni și urmează să facem bugetul, după rectificarea de buget, urma să mai vină, vină rectificarea de buget, urma să vină banca părinții. Nu am fost, nu am avut bani de în buget. Acum urmează să facem bugetul și o să ieșim în timpul la următoare. Dar bani trebuie să le mai dăm undeva până la 19.000 de lei, până la zi, în afară de 10.000, la 20 și ceva de lei. Și am întâlnit împreună cu departamentul contabilitate și cu domnul secretar să dăm jumătate acum și în la viitoare să ieșim la zi. Pentru că mai sunt ultime investiții, de fapt. Da. Hai să oprim la urmă. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 66. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Tamaș și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chitrin și Comuna Tamaș de Zăpacov pentru anul școlar 2022-2023. Articolul 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliul Local al Comunei Tamaș în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chitrin și Comuna Tamaș, județul Bacău, după cum urmează. Aici o să fie propunere pentru dumneavoastră. Articolul 2. Reprezentanții desemnați vor, vor participa la ședințe Consiliului de Administrație lunar sau ori de câte ori se consideră necesar și vor aduce la cunoștință Consiliul Local hotărârile adoptate. Articolul 3. Prezentă hotărârile va fi comunicată primarul Comunei Tamaș, persoanele nominalizate, Școala Gimnazială Chitrin, instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință conform legii. Publică conform legii. Păi tu ce să propunem? Da. Dacă nu Doamne Amos. Eu propun tot că eu, Izabela, a fost și anul trecut, a participat și al doilea. Al doilea. Doamne Amos. Da, și tu mă bucur. Domnul Șasă, Doamne. Domnul Petit. Grupul Repetitivele propune domnul Alexandru. Și eu aș avea ceva de adăugat, nu e o propunere. Discutând cu domnul director, mi-a sugerat că am lucrat foarte bine cu membrii care au fost anul trecut. Și dacă s-ar putea să-i nominalizăm pe aceia, tot pe aceiași membri, că știm ce au de făcut. Au elevi la școală cât de cât. Nu știu, eu v-aș ruga să țineți cont de, și de
părerea asta a domnului director. Deci, e foarte mulțumit de comisia care a fost alături. Și nu a fost, dacă îmi permite, domnul președinte. Aș avea o întâmplare la domnul viceprimarul, să trebuie să știe că atribuțiile. Domnul viceprimar nu știe că propunerile face consiliul local, nu le sugerează domnul director, pentru că dacă domnul director vine și manipulează consiliul local, înseamnă că noi n-ar trebui să mai venim la ședință. Deci fiecare să-și respecte atribuțiile pe care. Domnul Toma, nu a fost cu manipulare, că nu m-am manipulat nimeni, mi-a sugerat, da, că am lucrat foarte bine cu o situație. Și îi puneți la vot, eu n-am nicio opinie. Eu, dacă vreți să fac, fac și eu o propunere, mă propun pe domnul Poia. Cine pierde doamna Izabela? Cine l-a părat de mobilitate? Da. Pentru Izabela, cine? Da. Atunci, ca să fie niște supărarea, se pune pe acești doi și nu mai e. Să-i reconfirmăm, e mai bine așa, ca să nu te mai supără pe acești. Pentru că nu-ți spăia la cine? Cine? Doi. Trei. Patru. Cine e Petru? Spăia? Da, Petru spăia. Articolul 3, prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, compartimentul de specialitate,
instituției președintului județul Bacău și v-am adus la cunoștință conform legii. Domnul, fac o paranteză, domnul, nu știu dacă a fost domnul vicepreședinte, domnul secretar, cred că aș mai fost domnul, cam așa ar vrea să arate puterea la putere, să fie cam ăsta modelul pe care vrea să proiecteze domnul. Nu am venit cu dar vreau să nu știu dacă poate așa doar. Ce se vrea. Domnul vrea finanțare, vrea sprijin financiar. Vreau să atrag atenția. În comuna Tamaș avem deja o casă transmicală. Avem tot ce ne trebuie. Eu nu văd de ce iarăși la bugetul comunei Tamaș. Vine azi cu tot felul de cereri nesimțite, le pot numi. Pentru că nu cer altceva, cer din ce în ce sume tot mai mari. Deci noi vedem aici, eu nu cred că în final domnul respectiv, nu știu cum se cheamă, Marin Racoviță, domnul Marin Racoviță vine și cere bani de la bugetul comunei Tamaș, fără să ne informeze, pentru că proiectul respectiv face obiectul unui interes public, adică proiectul respectiv trebuia pus în dezbatere publică, așa cum zice legea, cu 30 de zile înainte. Deci nu stabilește domnul Marin ce se întâmplă în comuna Tamaș. În primul rând, aici vorbește de 224.000, din care inițial dă de înțeles că vrea doar băluții ăștia ca să înceapă niște hârtiuțe. Dar ne semnalizează că va veni cu alte cereri, adică cu o altă povară asupra oamenilor din comuna Tamaș. Dar nu ne-a întrebat nimeni prealabil dacă comunitatea, întreaga comună, vrea încă o casă praznicală în comuna Tamaș. Nu noi neapărat decidem chestiile astea, ci pur și simplu comunitatea ar trebui consultată, sau trebuia consultată, așa cum spun prevederile legale, așa, în cazul în care există voci că s-a consultat, cum s-a consultat că noi de-abia aflăm astăzi despre finanțarea domnului Mărin. Haideți ca să vă răspundă, doamnă primar, pentru că știu foarte bine despre ce este vorba aici. Deci, toate treburile astea au început cu ani în urmă, iar Biserica la Coten aparține, deci noi furnicarul aparținem de Biserica la Coten. Noi acolo ne ducem morți, acolo ne ducem pomeni, acolo facem toate. Deci nu putem să venim la Biserica la Coten. Ține de Tamaș. Deci, cum spunem? În Tamaș, dar deci totdeauna noi suntem acolo două sate, unul din Coten și unul din furnicar. Fiindcă ei de la Bogoci, deci comuna Bogoci, deja au dat o sumă de bani, suntem noi nevoiți pentru că și furnicarul face parte din comuna Tamaș. Încă după capul meu, e prea puțin pentru cât o cerutură. Prea puțin pentru început, da. Deci eu o să votez, dar cu gândul că poate o să mai dăm ceva, pentru că chiar niciodată biserica respectivă nu s-a ajutat cu niciun leu. Dar văzut dacă bugetul... Păi, noi deja oamenii au strâns bani, au dat în prima fază, au dat câte 2 milioane aproape de fiecare persoană, de fiecare casă, cum s-ar spune, deja s-o strâns și de la noi și la Coteni. De acum urmează, pentru anul viitor să mai dăm, probabil, iar câte 2 milioane sau cât o să fie acolo. Deci nu, e perfect, pentru că furnicarul nu poate veni la Tamaș aici cu morții. Deci ne ducem la... Da, așa că vă rog chiar să... Domnul primar, vreau să mai spun banii pe care îi dăm, este vorba doar de suma de 10.000 de lei pentru a începe proiectul tehnic. Deci banii ăștia îi dăm pentru proiectul tehnic. Și da, într-adevăr, la anul aș vrea să mai prindem o sumă, pentru că suma totală pe care au făcut-o ei, valoarea de dizurile lucrările rămas de estimativ, este 224.711 lei, din care am înțeles că Bucoci au ajutat și ei tot de la cu 10.000 de lei, în care o să ajutăm și noi cu 10.000 de lei, dacă sper de acolo. Ei au venit 20.000 de lei. Sau 20.000 de lei. Și după aceea, în momentul când noi o să fie mai înjunsească pe noi. Asta cu domnul primar. Nu, noi am
reușim să ne implicăm pentru că e pe teritoriul nostru, pe biserica. Și părintele chiar îi apreciez munca și efortul pe care îl depune, umblă prin comunitate pentru a strânge bani. Nu contează că e catolic sau ortodox, umblă din poartă în poartă și apreciez foarte mult că și chiar își dorește să facă cu adevărat ceva. Și a făcut, de când a venit, a schimbat gard, a vopsit, a pus becuri, a... Deci se vede modificarea de când e la noi, la ortodox și parchie. Da. Altcineva? Domnul Bucă, bineînțeles, nu? Da. Să punem la vot atunci. Cine-i pentru? Da. Da. Proiectul numărul 68. Privim folosirea microbuzurii cu număr de matriculare BG08BDZ pentru transportul beneficiarilor proiectului Șanse Egale pentru Viață în Comunitate. Articolul 1. Se aprobă folosirea microbuzului cu număr de matriculare BG08BDZ pentru toată durata implementării proiectul Șanse Egale pentru Viață în Comunitate, în scopul asigurării transportului beneficiarilor. De la locuințe protejate din San Chetriș la centru de zi situat în Sata Maș, cu următorul program zilnic de luni până vineri, între 8:30 și 8:30, și o excursie pe lună, organizată în limitele județului Bacău, contravaloarea carburantului necesar desfășurării activităților va fi decontată din bugetul proiectului pe baza foilor de parcurs. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, doamna Raluca Ileiță, manager de proiect și instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Este vorba de beneficiari cu persoane cu dizabilități de la Chetriș. Din păcate au avut o mașină, dar au ars, eu ars mașină, la foc în curtea de GSPC-ului și nu mai am momentan niciun vehicul să-i transporte. Și vor ca să-i ajutăm și e și normal să ne implicăm pentru că suntem împreună cu ei în acest proiect, se aducem dimineața la 8:30 și se ducem înapoi de la 1:30, îi aducem aici la centru pentru diferite recuperări și se ducem înapoi. Iar când le intră binisia, vor să ducem o dată la cumpărături, o dată împreună să-și facă cumpărături. Toate astea vor fi decontate, bineînțeles. Da. Altcineva? Dacă îmi permite. Domnul Șerbii. Cu privire la proiectul respectiv, aș vrea să-i atrag atenția domnului primar că nu o excursie pe lună, ci o excursie luna. Noi nu putem merge pe lună. Da, atunci, altceva? Să punem la votat. Cine este pentru? Da, mergem la proiectul numărul 69. Proiectul de hotărâre numărul 69 privind aprobarea cheltuielilor necesare funcționării de ansamblu Furcorii Tămășanca, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Tămaș, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă cheltuielile necesare funcționării ansamblului Furcorii Tămășanca, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Tămaș, județul Bacău, pentru perioada 1.11.31-12.2022. Deci, până la sfârșitul, în suma de 40.000 de lei, defalcat, așa cum este prezentat în reparatul anexat, achiziție de bunuri și servicii, va fi făcută în baza legii, în sus, în numele. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarului comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, compartimentul achiziții publice, instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă cunoștință conform legii. Cine să scrie la cuvânt? Spune-mi. Atrag atenția că sau aduc aminte că proiectul respectiv a fost respins pe anumite considerente pe care le știm cu toții. În primul rând, aș vrea să reiterez că ansamblul folcloric nu este entitate juridică. DPSA pot achiziționa doar entitățile juridice. Noi o facem în așa manieră și când spun noi, mă refer la consilierii poziției, noi o să atacăm în contencios administrativ în cazul în care dumneavoastră continuați proiectul respectiv. Trebuie să înțelegeți că dacă ați făcut o gașcă mare, asta nu înseamnă că noi încălcăm legea.
În primul rând, raportul de specialitate este întocmit de o persoană care se află în conflict de interese cu ceea ce se solicită în proiectul respectiv. Deci doamna sau domnișoara Cundurache, nu știu cum, Andreea, în primul rând este un beneficiar al proiectului respectiv. Deci nici atâta lucru nu se știe că persoanele care se află în conflict de interese, adică care au de câștigat de pe urma unui proiect pe care noi îl elaborăm și îl supunem spre adoptare, persoanele respective ar trebui să se abțină. Deci noi vorbim de Cundurache Andreea. În prima dată, pe legea 350, repede, se fac referiri la tot felul ăla în bate în câmpii. Se referă la entitățile juridice, acelea care pot accesa pe seapă. Nu Consiliul Local prin ansamblul respectiv. Ansamblul este o anexă a Consiliului Local. Spune clar că nu are statut juridic, nu este entitate juridică, nu poate acționa de pe seapă. Nu are cine administra suma respectivă. În cazul în care de master nu reflectați și chiar pozați așa într-un PSD de cașcă, noi nu putem face altceva decât să ne adresăm tribunalului. Deci noi vom ataca contencios administrativ hotărârea respectivă. Okay. Pentru considerentele pe care le-am menționat. Mulțumesc. Sunt de acord cu ansamblul să ne argumente, să fie finanțat, dar fără acele trei doamne care sunt în asociația respectivă. Mă refer, în primul rând, la doamna Chetraru. Doamna Chetraru se crede în alături. Ea să stea existentii lui Ion la urete. De acolo și așa stea pe întuneric la drogă. Atât am avut spus. Și domnul primar. Ansamblul chiar acum, doamne, vă rog frumos, și ședințe, nu aveți voi. Nu aveți. Am primit o invitație de la Comuna Liești, județul Galați, reprezentat pe domnul primar Boțel Ioan, în parteneria cu asociația Comunița Satului, Liești, Prahova, Liești, Căminul Cultural Liești și Biblioteca Comunei Liești. Vă invit să vădă 3 decembrie 2023, începând cu orele 9:30, la cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Atin și Obiceiuri de Iarnă cu Nunița Satului. Au fost invitați acum copiii și la răspunsul dumneavoastră, nu avem doamnele, deci se achiziționează cizme de piele negre, aveți în spate, se achiziționează ghete de piele negre pentru fete, alea 470 lei, spuneți dumneavoastră că e suprapreț în piele. Vă rog să veniți cu ofertă mai bună, chiar vă rog. 300 țesute din stil tradițional, servicii, coordonare artistică, v-am zis, o să luăm pentru copii 80 de ore, am vrea să achiziționăm pentru aici. A cine ai pentru aia? Noi, primăria, achiziționăm serviciile pentru ansamblu, noi, primăria. Dați nu aveți voi, domnul. Nu fac eu achiziție. Realizarea materiale artistice, și măști pentru sărbătoarea anului nou, sunt în stil tradițional. Asta se achiziționează cu bani. Pentru doamne, nu. Doamnele și-au făcut autofinanțare. Și ce mai este de parcare? Da, parcare. Da, pentru fiecare produs, pentru fiecare... Da, asta nu e normal. Cât costă și unde se ia. Păi, sub prima, cine este pentru? Se abține? Păi, păi abține sau nu? Păi, dar, de cam am trebuie să nu mă. Nu pot la cine s-a abținut. Două persoane s-a abținut, da? Împotrivă. Împotrivă? Da. Și nu votăm la lucru? Eu? Am votat pe el. Mergem la proiectul de hotărâre numărul 70. Proiectul de hotărâre numărul 70, privind aprobarea contractului de finanțare numărul 7561 pe 11.3.2022, cod SMIS 122261 pentru obiectivul de investiții, construirea unui pavilion pentru activități școlare în aer liber și înființare de, și dotarea laboratorului școlii gimnaziale numărul 1 cum la tamanul de țipacă. Articolul 1. Se aprobă contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții, construirea unui pavilion pentru activități școlare în aer liber și înființarea dotare laboratoarelor școlii gimnaziale numărul 1 Tamaș, comuna Tamaș de Țepacău.
Așa, și va fi prezentată aici în inserit. Aici, oricum, articolul lui va fi prezentată și va fi adusă cunoștință conform legii. Asta o fac. Dar nu era să... La ce se scrie la urmă? Dacă vreau, domnul președinte. Domnul președinte. Altceva. Spune, domnule. În primul rând, aș avea, deși am proiectul respectiv, aș avea rugămintea, mă prevalez de statutul Consiliului Local. Consiliul Local, ca să poată și îndeplinească atribuțiile, trebuie să aibă documentele respective spre documentare, cu cel puțin 5 zile în urmă. Aici atrag atenția că văd că nu se îndeplinește cadrul legal. Ar trebui, dumneavoastră, haideți să punem piciorul în prag și, într-adevăr, să lucrăm pentru comunitate, să lucrăm pentru oameni. Nu se umblăm doar cu povești, cu tot felul de vorbe frumoase și, în final, nu facem nimic în concret pentru comunitate. Cu privire la proiectul respectiv, văd o chestie extrem de stufoasă. Văd urțoage, peste urțoage, dar, în final, nu se spune nimic în concret la cine ajung sumele respective. Noi vorbim de sume mari de bani, în final, care ajung la niște sfora care stau în preajma Consiliului Local și vin cu tot felul de hârtiuții, cu tot felul de documente, că, în final, vor reuși să se îmbogățească. Eu recomand încă o dată atenție mai mare pe proiectele respective, faptul că dumneavoastră nu reflectați la efectele pe care le creează, nu neapărat referire la proiectul respectiv, ci în general la tot felul de cereri, de sume, în final, repet, angajații din primărie nu vor mai putea să-și primească salarii, că nu vor mai exista bani. Deci oamenii muncesc de partea cealaltă și de la 1 ianuarie deja s-a anunțat o scumpire cu 50% a taxelor, a impozitelor. Toate astea, munca asta dezordonată pe care o ducem noi aici, muncă cu ghilimele de rigoare, se reflectează în viața cetățenilor și într-o viață precară, pentru că dânșii vor fi obligați să plătească din ce în ce sume tot mai mari la bugetul local, pe care noi îi furăm, efectiv, pe hârtiuțe. Pe asta. Mulțumesc! Da. Eu vă spun sincer de ce ați povestit dumneavoastră acolo, nu am înțeles nimic. Nu știu cine rămâne aveți la mine. Mulțumesc, domnul Marc. Da, aici e vorba de aprobarea contractului de finanțare. Asta era vorba, nu de taxe, de ce se scumpesc, asta urmează să fie. Nu cred că dacă facem și facem pentru un proiect, nu cred că ajungem să sărăcim cum aclamați în fiecare ședință cu tamașul sărac și tamașul, nu știu cum. Mulțumesc. Da, altcineva? Suprimă. Cine este pentru? Abține? Contrari? Abține sau pe contra? Abține. Abține și contra. Da. Mergem la proiectul numărul 78. Privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ teritoriale Comuna Tamaș, prin ședința adunării generale acționarilor ASEC, Compania Regională de Apă Bacău, S.A. din octombrie 2022. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Tamaș, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului de înțelege care S.A. acordă mandat special reprezentantul său legal, primarul Matie și Andrei Daniel, în adunarea generală a acționarilor S.C. Crab, să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Crab din data de 19.11.2022, la hotărârile prevăzute la punctul ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. Crab S.A. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Consiliul Local al Municipiului Orașul Comunei Tamaș, în adunare generală și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și adunare generală a acționarilor S.C. Crab S.A. din cadrul aparatului de specialitate a acționarului, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă publică conform legii. Și scuze, nu puțin cam rău și... Cine se scrie la cuvânt?
sunt fără un avocat aici. Și ne permite. Da. Urmează proiectul numărul 72. Proiectul numărul 72 privind înființarea serviciului public de alimentare și distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sidergar, Comuna Tamaș, Comuna Tamaș, Pogoș și Josin, județul Bacău și aprobarea documentației pentru delegarea serviciului. Articolul 1 se aprobă înființarea serviciului public de alimentare și distribuire gaze naturale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sidergar, Comunele Tamaș, Bogoș și Josin, județului Bacău. Articolul 2 se aprobă exploatarea serviciului public de alimentare și distribuire gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sidergar, Comunele Tamaș, Bogoș și Josin, județul Bacău, sub forma delegării publice către un operator autorizat în urma unei licitații publice pentru o perioadă de 49 de ani. Articolul 3 se aprobă documentația de atribuire și caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de alimentare și distribuire gaze naturale. Și articolul 4 se avizează modalitatea de punere cu titlul gratuit la dispoziția viitorului concesionării a serviciului de utilizare, utilitate publică, de distribuire a gazelor naturale, pe toată durata concesiunii, a terenului proprietate publică locală ocupată de obiectivele sistemului de distribuire a gazelor naturale, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparație conform dispozițiilor articolului 139 alineatul 2 litera B, D, din legea energiei electrice și gaze naturale numărul 123/2012, cu modificare și completare ulterioară, precum și informațiile similare pentru terenul necesare a plasării obiectivelor aferente de racordărilor la Sistemul Național de Transport, inclusiv informații legale de eventualitatea costurilor aferente, din hotărârea Consiliului Local trebuie să rezulte clar în calitate de punere la dispoziția terenului proprietăților a terților. Articolul 5 se avizează conform dispoziției cu modificare și completare ulterioară dreptul de uz și dreptul de servitude al viitorului concesionar al rețelei de desfășurare de distribuție asupra terenului și altor bune proprietăți publice, precum și asupra activităților desfășurate de persoana fizică sau juridică în vecinitatea capacităților, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare și de întreținere a capacității respectiv pentru dreptul de uz, dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare, dreptul de asigurare funcționării normelor, de dreptul de trecere subterană, subterană, da? Ia, dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități și dreptul de acces la utilitățile publice. Și articolul 6, prezentă hotărâre, va fi comunicată primarul Comunei Tamaș, compartimentul taxe și impozite, instituțiilor interesate și instituția prefectului județul Bacău și va fi adus la cunoștință conform cu deci. Da. Îmi scrie. Altcineva? Am ajuns la un proiect extrem de sensibil. Faptul că nu mi-a fost pus la dispoziție proiectul, așa cum spune cadrul legal, în termen de 5 zile, sau cu 5 zile înainte ca să pot să reflectez pe el. Aici fac un anunț public. Efectiv mă adresez cetățenilor Comunei Tamaș. Deci faptul că se dorește, de fapt, ca să se concesioneze pe 49 de ani, stimați cetățenii Comunei Tamaș, în următorii 49 de ani va veni o firmă și o să vă exploateze și o să vă pună prețuri, nu vorbim de racordare, vorbim de metru cub de gaz. Deci o să ajungem nu în postura în care suntem acum cu canalizarea și cu apa care este cancerigenă. Deci noi vorbim de instalația respectivă, nici măcar nu a fost înființată în Comuna Tamaș și deja se vrea un contract prin care o firmă o să preia administrația business-ului respectiv. Deci, pentru cetățenii Comunei Tamaș va exista doar o vară imensă. Nu știu dacă oamenii își vor dori, în loc să aibă metru cub de
pleca, să zicem, la 7 lei sau la 8 lei, vor avea la 40 de lei, pentru că așa vrea domnul primar să concesioneze cadrul comunitar. Deci, în loc să înființăm noi Consiliul Local, așa cum ne permite legea, să înființăm noi un organism prin care să gestionăm propria instalație de gaz, așa cum ar trebui să ne preluăm apa și să ne gestionăm așa cum reușește Cioseniu, de altfel, să gestioneze prețul apă la un preț extrem de mic. Deci, dacă se dorește ca într-adevăr să se meargă pe aceeași mentalitate PSD, prin care să se îmbogățească o firmă sau un grup de firme, mie nu rămâne decât să am un regres în suflet pentru faptul că există doar interese meschine și din cauza acestor interese suferă fiecare familie, fiecare elev care merge la școală, fiecare cetățean din Comuna Tămaș. Deci, cum puteți să veniți cu un proiect atât de aberant prin care noi deja să concesionăm gardul care, vezi, oamenii nici măcar nu a ajuns în Comuna Tămaș. Deci, eu personal voi vota contra, niciodată nu voi fi de acord, din contra, voi face toate demersurile necesare ca inclusiv apa să se întoarcă la metru cub de un leu sau doi lei, așa cum este la Cioseniu. Mulțumesc! În proiectul ăsta sunt comunile Bucoci, Tămaș și Joseniu. De acum 2 ani știu eu că s-au luat măsuri la Bucoci pentru concesionarea terenurilor. Să știe exact pe unde trece țeapă cu gaze. La noi se știe pe unde vine, nu? Sau se știe, da? Așa că peste tot se procedează la fel. Consider că e nevoie să aprobăm, pentru că ne gândim la viitorul copiilor și a comunii noastre. Dacă ar fi să ne luăm pe alții, fără să nominalizăm, în comuna noastră nu s-ar mai face absolut nimic. S-ar pune tot și da. Da. Atunci din cuvântul meu primar. Dar proiectul a fost pus la dezbatere publică și totul se va scoate la licitație. Nu se semnează pentru a... Ai licitare reală de dezbatere publică? Da, este pus aici primării, dacă... Nu, reală, ai licitat o dezbatere publică? Este pus la dezbatere de licitație. Nu, licitația este amplă, e de plata parte. Ai licitat o dezbatere publică, ai licitat? Dacă ai pus pe site-ul primării... E altceva, nu înțeleg ceva. Deci a existat în mod real o dezbatere publică. Dacă nu se intre, dacă vine gază pe comună, nu este obligatoriu să vă conectați dumneavoastră la cineva, ci lumea nu se conecteze, ca curent, ca cu apa exact. Și propria instalație o puteți face dumneavoastră personal acasă, cumpărându-vă instalații și puterii de gaz și stați cu gazul cât vreți și încărcați cum vreți. Nu cred că o comunitate trebuie să supere pentru mentalitatea dumneavoastră de a dezvolta comuna asta. Mulțumesc frumos! Altcineva? Sub prima dată. Cine este pentru? Contra? Se abține? Da. Diverse. Să le spuneți oamenilor că ați concesionat de 49 de ani. Diverse. Da? Să le spuneți că ați concesionat de 49 de ani. Da, da, da. Diverse. Vă scris acum la diverse? Nu. Mă scriu, domnul. Da, cu perioadul. Da, la diverse. Altcineva. Eu l-am rugat pe domnul primar să facă o adresă la Apa Nova, să citească contoarele în apă lunar. Că m-am trezit acum că o venit la 6 luni a citit contoarul și eu consum apă multă și acum a venit bănuți de bănuți. Așa dacă îl dau lunar, nu știu că am mai citat. Da, să vină lunar la citit contoarele. A. Domnul Petric. Mulțumesc. Încă o dată ar vrea să fac referire la proiectul cu gardul. Observ că nu se înțelege. Proiectul respectiv făcea referire nu la a implementa proiectul în Comuna Tămaș. Cu toții dorim, într-adevăr,
să avem implementat un proiect de tipul ăsta. Dar nu să-l și concesionăm la o firmă care nu va face altceva decât va pune prețul pe care îl va dori, un preț comercial, un preț de business, un preț de afacere. Deci, domnul primar, asta dacă o spun cu cea mai mare responsabilitate, vorbiți întotdeauna pe lângă subiect. Faceți doar referiți, doar așa de culoare. Nu vă referiți în esență. Cetățean, uitați-vă la apă, vă dau exemplu. Credeți că cetățenii sunt mulțumiți să plătească apă cancerigenă, poluată? Ați făcut o adresă dumneavoastră ca să ne spuneți dacă apa îndeplinește condițiile ca să o putem? Nu, vă întreb cinstit, spuneți, răspundeți. Apa este potabilă? Este? Deci nu ați susținut că apa este potabilă? Este potabilă, chiar să fac o postare din aia, am să cer la CRAP pentru analiză și am să fac o postare. Copiii sub 3 ani. Nu merge așa, e potabil. Ar fi o apă care te vedeți cum te albești, cum este flor la prafată și la mânivala? Încerc ar fi oală din nou, te vedeți. În ce hal miroate dimineața, la primul oră, copilul meu duce la baie și pală pe din și miroatea flor. Efectiv, nu poate nici tot pele pe din acolo. Nu e potabil. Deci am zis-o la analiză și nu e. Așa? Mai ales dacă pe nu închidem, încercăm să schimbăm ceva la ea, ca să poată fi mai ok. Ea ar trebui să se întoarcă în administrarea UAT Tamaș. Deci apa ar trebui să se întoarcă înapoi. Să o administrăm noi, ca și UAT, ca și administrație publică. Restul sunt povești, iar batem zâmpii, spunem tot felul de propoziții care nu au nicio relevanță pentru bietul cetățean. Oamenii se îmbolnăvesc, fac cancer din cauza apei și dumneavoastră veniți și spune doi, potabile. Spune, nu spune. Da, că nu, dumneavoastră spuneți. Da, domnul Mișca, spune. Da, dar aici se pun și o problemă a iluminatului public. Deci, iluminatul public, deci locuitorii sunt nemulțumiți. Deci, la 1, 2 noapte, 3 noapte, deci nu funcționează. E întuneric, beznă, vis-a-vis că avem, că nu avem, deci ar trebui pus la punct treaba asta. Degeaba facem proiecte și foarte bine că facem, dar ce e iluminat și avem de zi, avem. Deci, e clar. Da, mulțumesc. În legătură cu iluminatul public, bine, spunem asta a fost o mașă de pierdere pentru că s-a schimbat ora, dar iluminatul public se aprinde la 5 seara, 18, la 17.30 și o să închide la ora 12. După ora 12, nu cred că niciunul dintre voi va apuca să vă plimbați pe stradă și să consumăm acea energie degeaba, din punctul meu de vedere. Atunci a venit oțul. Când e cel mai bine. Nu ați plimbat noi. Și oțul mai bine. Atunci a venit oțul. Atunci bine. Și până la 4 dimineața este închisă iluminatul. Economia. Mai bine ar trebui să facă economie în alte părți. Mai sunt în locuri, decât 4 ore, deci... O să ajung în 5 lei, ați văzut, o să scumpească el. Nu, dar plătim și noi. Eu, dacă dumneavoastră îmi ceriți, o las, dar vreau să știu. Poți să ceri, deci unde de acord, populația așa, eu ucine sau din voi, nu le întuneric. Vorba hoților, nu neapărat pe timp, da? Nu, dar dacă îți facem toți proiecte, hai să facem fotovoltaice din astea ca să avem lumină. Nu mai e, să facem și chestia. Adevărul care e drept de la 12 la 4, pe strada, am ieșit eu ca așa. Îl trau când și era un întuneric de urmă. Și zi de zi ai nevoie, dar ai. Atunci, spre exemplu, la noi acolo să te iau o mașină cu farurile aprinse. Păi ce dracu e cu mașina asta aici? Am ieșit pe balcon, ne-am urmă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru liniștea care am avut-o astăzi. Îmi cer scuze că am avut baiul ăsta, nu mă simt prea bine, dar vă mulțumesc pentru asta. Atunci, ședința este închisă.